Matei 26, cu 57, pagina Biblii 957. Matei 26, cu 57. Să ascultăm Cuvântul Domnului. Cei ce au prins pe Isus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot. Apoi intrat, a intrat în lăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-l poată omorâ, dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mult martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Isus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și i a zis, Te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând, Cristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Amin. Vă rog să locurile. Suntem din nou la cina Domnului, din nou vom sta la masă împreună cu Domnul și la cină întotdeauna ne amintim de suferințe de Domnului Isus Hristos. Cei care sunteți de casă, cei care sunteți parte și veniți la Biserica Agape, știți că mi-am propus o serie de predici din Ghețimani la Golgota, pe care, în care vreau să am început din grădina Ghețiman și vreau să mă duc pas cu pas împreună cu Domnul Isus Hristos până la Golgota. Textul de astăzi este un text mai puțin predicat, de fapt, dacă mă gândesc bine, eu personal n-am mai predicat niciodată din el. Uh, texte ca acestea, de obicei, așa cum mai sunt și alte texte, nu fac predici frumoase, nu produc predici frumoase, însă duc la predici folositoare. Este foarte important pentru noi să știm, să cunoaștem Biblia. Este foarte important pentru noi să cunoaștem prin ce a trecut Domnul Isus Hristos. Este foarte important să medităm la niște lucruri pe care de multe ori. Uh, le trecem așa de ușor cu vederea. Și în această dimineață vă propun să ne uităm la acest pasaj. Data trecută am vorbit despre lepădarea lui Petru înainte, acum două predici am vorbit despre Isus înaintea Marelui Preot Ana. Și atunci am spus de la Ana la Caiafa și acum iată-L pe Isus Hristos în fața lui Caiafa și în fața Sinedriului sau Sanhedrinului. Predica din această dimineață se numește Când l-au judecat pe Domnul meu. Când l-au judecat pe Domnul meu. Cine l-au judecat pe Domnul meu? Care au fost cei care l-au judecat pe Domnul meu? Așa cum vă spuneam și data trecută, Domnul Iisus Hristos a avut două procese, two trials, a religious trial, And a civic, Civil trial. Un proces religios și unul civil. Și acum vedem că Isus este în procesul acesta religios. Prima dată a mers pe la Ana, iar acum stă în fața Sinedriului. Aș vrea să puneți următorul slide. Sanhedrinul sau Sinedriul avea o cameră separată făcută. Aici era sala de judecată. Sanhedrinul sau Sinedriul era, dacă vreți, congresul Israelului, parlamentul poporului Israel. Erau 70 de bătrâni, 70 de oameni integri, 70 de oameni a, cu reputație bună, dintre care era și Nicodim și Iosif din Arimatea, de exemplu. A, 35, vedeți, stăteau pe o parte, 35 pe cealaltă parte, iar în mijloc stătea marele preot care prezida interogatoriu, care prezida asupra procesului. Oamenii aceștia aveau puteri mari, dar nu puteri de pline. De exemplu, așa cum știm, ei n-au putut să decidă și nu aveau dreptul să condamne la moarte pe nimeni. De ce? Erau sub ocupație romană și așa cum o să vedem când vom merge mai departe, Dreptul de a condamna pe cineva la moarte îl avea numai Pilat, numai procuratorul, numai guvernatorul. Acum sus însă stătea în fața Sinedriului și o să vedeți că de fapt nu stătea în camera aceasta pentru că era un proces deosebit. Însă am vrut doar să vă pun la curent cine, sunt, cine este soborul, de exemplu, Cornelescu folosește cuvântul acesta Sobor, însă, în traducerea în engleză, aveți The Sanhedrin. Aceștia erau bătrânii, erau oamenii care luau decizii, care judecau diferite uh, procese care nu erau atât de mari, care nu implicau condamnarea la moarte. Ei, haideți să vorbim puțin despre acest proces. În primul rând, procesul acesta a fost un proces ilegal. A fost un proces ilegal. Vesetul 57 ne spune. Uh, cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Erau ilegal, era un proces ilegal datorită timpului în care a avut loc acest proces. Aș vrea să vă spun că acum, în momentul în care citim cuvântul, în momentul în care este Isus acum, este între ora 1 și 3 noaptea. Este trecut de miezul nopții. Procesele nu se țineau la această oră în in the middle of the night. No way. De asemenea, procesul nu putea să aibă loc în ajunul unei sărbători mari. Ce sărbătoare urma acum? Sărbătoarea Paștelui. Era un proces ilegal în ceea ce privește timpul când a fost ținut. Era un proces ilegal în ceea ce privește locul în care s-a ținut. V-am arătat pe celălalt slide. Sinedriul trebuia să se adune în locul lor, în camera lor specială. Însă, acum, când Isus este interogat, este interogat în casa Marelui Preot. Deci, iată, și din ceea ce privește locul, a fost un proces ilegal. Apoi a fost un proces ilegal datorită procedurii folosite acolo. În primul rând, l-au arestat pe Isus mituindu-l pe Iuda. Apoi, legile în vigoare de la acea oră spuneau că în cazul în care Sinedru trebuia să recomande condamnarea la moarte a unui acuzat. Trebuia să ia o zi de pauză. Trebuia fiecare să meargă acasă și să se gândească timp de o zi, cei 70 plus 1. Cum să dea o pediapsă mai mică cum să evite pediapsa cu moartea? Sinedrul, însă în acea noapte n-a mai avut răbdare. De fapt, pe la orele 3 și-a încheiat, și încheiat procesul și apoi dimineața, dis de dimineață, s-au mai întâlnit încă o dată, așa cum vedem în Matei 27 cu 1. Procedura a fost greșită și aceasta. Procesul acesta a fost un proces ilegal. Și o să vedem că, de fapt, pe toată durata predicii vedem lucrul acesta. Al doilea lucru care vreau să subliniez. În ceea ce privește jurații, the jurors, yes? Când am devenit cetățean american, am primit scrisorile. Și toți primit scrisorile. Până n-am devenit cetățean american, am trimis scrisorile și eu spun, I'm not a citizen. Praise God. Ei, după ce am devenit cetățean american, am primit scrisoarea și m-am dus și am spus, eu sunt pastor. No problem. We want you here. Yes. No excuses. Ei, și fiecare dintre dumneavoastră primiți aceste scrisori ca să vă faceți datoria de jurat. De juror. Dar este foarte important ca jurații aceștia să fie niște oameni obiectivi să fie oameni obiectivi, să nu aibă idei preconcepute. De fapt, prima problemă acestor oameni este că au avut idei preconcepute despre Domnul Isus Hristos. Vedem în versetul 59, preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, tot sinedriu, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-L poată omorâ. Oamenii ăștia au venit deja cu ideea lor preconcepută trebuie să-i găsim ceva ca să-l condamnăm. Vedem în Luca 22 cu 67, dacă vreți să puneți pe screen, în care cei din Sinedriu spun, dacă ești tu Hristosul, spune-ne! Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De ce? Oamenii ăștia deja aveau ideile preconcepute despre Domnul Iisus Hristos. Ultima dată când m-au chemat la jury duty, ne-au pus acolo și cred că fie fiecare și ne-au interogat. În boxa acuzatului era un om care a condus a, sub influența băuturilor alcoolice, DUI. Și nu știu cât avea acolo, zero, nu mai știu cât e zero ăla, că nu mă interesează, nu sunt afectat de zero. Problema lui era că a fost a făcut ceva accident, n-a omorât pe nimeni, a făcut un accident, dar acum el vrea să demonstreze că n-a avut numai atâta alcoolemie în sânge, cum spunem noi românii. Și când a ajuns în dreptul meu, a întrebat, Dumneata, cu ce te ocup? Sunt pastor. Și ce zici, Dumneata? Zic, domnule, în opinia mea, și dacă ai 0,00001, n-ai voie să conduci. La care se uită judecătorul la mine și spune, domnule, Dumneata, ești împotriva legilor Americii? Și am spus, nu, dar eu n-aș lăsa oamenii care are numai 00001 să conducă. Avocatul zice, you are dismissed, du acasă. <laughs> De ce? Pentru că am fost biased. Avocatul lui a știut că eu o să rul împotriva lui. Eu trebuia să fiu obiectiv. Dar da, într-adevăr, nu cred că dacă ai băut, trebuie să conduci la volan. Okay? Ok? Cred că nici nu poate fi vorba de lucrul acesta. Ei, în Ioan 11 vedem că oamenii ăștia care aveau idei preconcepute despre Isus știau de minunile Domnului Isus Hristos. După învierea lui Lazar s-au adunat toți și au spus ce vom face, Ioan 11 cu 47, omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Oameni care deja știau ce minune a făcut Domnul Isus Hristos și totuși erau biased împotriva Lui, erau subiectivi. Un alt lucru. De ce erau oamenii subiectivi? Nu numai pentru că aveau idei preconcepute, pentru că erau interesați să nu-și piardă poziția lor. Oamenii ăștia erau liderii în Israel, liderii religioși. Și dintr-o dată a apărut un alt lider. A apărut Domnul Isus Hristos. Și oamenii mergeau după el. De altfel, când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, bătrânii și farisei au spus, vedeți? Toată lumea leargă după el. Atrăgeau oamenii la el. Și lor nu le convenea lucrul acesta. De altfel, tot atunci, imediat după învierea lui Lazar, Caiafa, spune Ioan 11 cu 49, unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Afa era un mare politician. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru? It's good for you? It's to your benefit? Ca să moară un singur om? Le era frică să nu-și piardă poziția. Pentru că Isus nu predica religie. Isus predica pocăință. Și Isus a expus religiozitatea acestor oameni. Și lor nu le plăcea lucrul acesta. Lucrul acesta îi deranja erau subiectivi. Și apoi un alt lucru pentru care erau subiectivi, erau plini de invidie, erau invidioși. La un moment dat când îl duc pe Iisus la Pilat, Pilat, un guvernator roman, dar un mare psiholog, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în Matei 27 cu 18, că știa Pilat că din pismă, din invidie, dăduse pe Iisus în mâinile lui. Erau invidioși. Oameni că ăștia nu te pot judeca. Oameni că ăștia nu pot să facă o decizie dreaptă. Era un videoș că Isus atragea poporul de partea lui, că Isus predica dragostea lui Dumnezeu. Era un videoș pe el. Jurați, subiectivi. Oameni care nu puteau să ia o decizie clară, o decizie dreaptă în dreptul Domnului Isus Hristos. Iată, avem un proces ilegal, niște jurați subiectivi și apoi, în al treilea rând, avem niște martori mincinoși. Dar n-au găsit nici una, nici o mărturie împotriva lui Isus, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Ei, pentru că acest proces să pară autentic, Trebuia să fie martori. Trebuia să fie cineva care să-l acuze pe Domnul Isus Hristos. Acum, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar primul martor care trebuia să vină și să uh, mărturisească împotriva Domnului Isus Hristos, cine ar fi trebuit să fie? Ia gândiți-vă din... Unul care l-a sărutat pe obraz în grădina Ghețimani. Iuda. Iuda trebuia să fie acolo. Dacă el a avut curajul să-l sărute pe Domnul Isus și să-l vândă în mâinile lor, el ar fi trebuit să vină acolo. Dar mă gândesc că ori își număra banii undeva, ori deja l-a prins căința, pentru că îl vedem imediat când îi pare rău, când are regrete, are remușcări. Dar Iuda nu este acolo. Și acum aduc martori mincinoși, probabil plătiți. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mărturile lor nu se potriveau. Și care sunt martorii mincinoși? Care este mărturia? O mărturie mincinoasă este un neadevăr. Foarte interesant. V-ați întrebat vreodată de ce mari preoți n-au adus pe Bartimeu să fie martor? De ce mari preoți nu l-au adus pe Lazar să fie martor? De ce mari preoți nu l-au adus pe văduva aceea din Nain, la care Domnul Iisus Hristos i-a înviat copilul să fie martor? V-ați întrebat vreodată? De ce? Pentru că n-au vrut. Dacă ar trebui să mărturisim astăzi pentru Domnul Iisus Hristos, dacă ar trebui să mărturisesc pentru Domnul Iisus Hristos, ce ai spune? Ai avea curajul să spui ce a făcut El pentru tine? Ți-a promis El ceva și nu s-a ținut de cuvânt? Nu cred. Nu cred. Și oamenii aceștia au spus un neadevăr. Dar vedem că mărturia mincinoasă este și jumătate de adevăr. Au venit la urmă doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Întrebare. A spus Domnul Iisus Hristos lucrul ăsta? Ha -ha. A spus, stricați templul acesta. Dar vedeți, frați și surori, a spus Domnul Iisus Hristos ceva despre templu. Ioan 2 cu 19, vreau să-l puneți, la 21. Stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au spus, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Oamenii aceștia ori n-au fost atenți la cuvintele Domnului Iisus Hristos, Așa cum de multe ori noi nu suntem atenți la ce se vorbește. Ori au răsucit un pic, au twisted un pic adevărul. A, ce? A zis Domnul Iisus Hristos despre templu? A zis. Eu am întâlnit în viață uh, oameni care spune, domnule, dar n-ai spus tu cu tare? Și mă gândesc, mă, dar am spus, mă, am spus, am spus. Am zis ceva despre templu. Dar n-am spus că eu o să stric. A spus Isus ceva despre templu? A spus. Dar n-a zis că el o să strice? Sau cuvinte scoase din context și puse într-un alt context și te-au făcut vinovat. He said, she said. Și te trezești că dacă nu ești atent, ai depus o mărturie falsă. Vedeți? Pentru evrei, a vorbi împotriva Templului, împotriva Casei lui Dumnezeu, era ceva extraordinar de grav. În Ieremia 26, vedem dacă aveți timp să citiți, au vrut să-l omoare pe Ieremia pentru că l-au acuzat că vorbește împotriva Templului. Marcu 14 cu 52 ne spune că și în ceea ce privește această acuzație, că el a zis că va strica templul, măturile lor tot nu se potriveau. Deci tot ceva nu era ok. Era vizibil. Ei, jurații erau acum într-o problemă. This trial has proved to be a mistrial. <laughs> trebuia să abandoneze tot. Și pe când trebuia să abandoneze tot, Apare cineva și intervine cineva. Judecătorul, marele preot Caiafa. Și cu aceasta trecem la punctul 4 al predicii. Un judecător viclean. Un judecător viclean. Marele preot s-a sculat în picioare și l-a zis. Și i-a zis. Nu răspunzi nimic. Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Isus tăcea ca să împlinească Isaia 53 cu 7. N-a deschis gura deloc. A fost mut când a fost batjocorit. Și marele preot a luat cuvântul și le-a zis Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu. Isus nu răspunde acuzațiilor pentru că nu avea de ce să răspundă acuzațiilor care i s-a făcut. Și pentru că Isus a refuzat să vorbească, Caiafa apelează la o lege, la un tric care l-a forțat pe Domnul Iisus Hristos să vorbească. Și i-a spus, te jur pe Dumnezeul cel viu. Și când marele preot îți spune lucrul acesta, te jur pe Dumnezeul cel viu, trebuie să răspunzi. Acum aș vrea să fiți atenți aici, pentru că mi-e frică să nu vă pierd, dacă nu cumva v-am pierdut. Mă uit pe fețele dumneavoastră și mă gândesc, oare v-am pierdut sau nu? Vă rog să puneți încă o dată versetul 63. Matei 26 cu 63. Marele preot a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Marele preot putea să împartă întrebarea asta în două și să-i spună, te jur, ești tu Hristosul? Agape George, ce înseamnă Hristosul? unsul și mai mult cu M, Mesia. Putea să pună o singură întrebare, ești tu Mesia? Și Iisus putea să spună, da, sunt Mesia. Și Rabinul Gamaliel ne spune acolo în fapte, Că s-au ridicat mulți care au spus că e Mesia. Iisus putea să fie, asta e Mesia, asta e un, un lunatic, un naiv și să fie desmest. Putea să-i pună o a doua întrebare: Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Isus să spună: Da, sunt Fiul lui Dumnezeu, și tot să nu intre Isus în trouble, să nu aibă probleme. De ce? Pentru că în Ioan 10 cu 33. Ia uitați-vă puțin, în Ioan 10 cu 33. Facem studiu biblic. Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu care ești un om te faci Dumnezeu. De asta vrem să te omorâm pentru că tu te faci Dumnezeu. Cum adică poți să spui tu că ești Fiul lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos, versetul 34, le răspunde. Nu este scris în legea voastră? Eu am zis, adică Dumnezeu, sunteți Dumnezei. A. Și le-a închis gura. Dacă spunea, eu sunt Hristosul, a, e ok, asta visează. Dacă spunea, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, scrie în Psalmul 82 cu 6, dacă legea a numit Dumnezei pe aceia care le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, spune Iisus, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu? Dar marele preot Caiafa, judecătorul, este un judecător viclean. Este un politician înnăscut. De asta a rămas aproape 20 de ani pe tronul marelui preot. Știe cum să pună întrebarea și le leagă pe amândouă. Ești tu mesia Fiului Dumnezeu? Le-ai tu pe amândouă? Și aici. Isus trebuie să răspundă. Aceasta era întrebarea cheie. Dacă Isus ar fi tăcut, ar fi rămas scris în analele sinedriului că Isus nu este Mesia și nu este Fiul lui Dumnezeu, nu este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Dar Isus a spus, da, sunt. Da, sunt. Binecuvântat să fie numele lui. Un judecător viclean, care trebuia să stea pe bancă și să asculte ce spun martorii și să tragă numai o concluzie. Dar un judecător care s-a ridicat de pe bancă și l-a acuzat pe Domnul Iisus Hristos. Și în ultimul rând, vezi, partea numărul 5, un verdict corect l-am pus eu în ghilimele. Un verdict corect. Da, sunt, i-a mai răspuns Isus. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, a hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? A spus Caiafa. Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit moartea. Iisus răspunde, eu sunt. Într-o altă evanghelie spune, tu însuți ai spus, eu sunt. Dar Iisus dă un răspuns mult mai amplu. Iisus citează Psalmul 110, versetul 1 și 2 și Daniel 7, 13 la 14 și le leagă împreună și îi dă un răspuns lui Caiafa care îl deranjează pe Caiafa. Și uitați ce spune, this is pure theology. Veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta lui Dumnezeu și coborând pe norii cerului. Și ce a spus Isus? Eu sunt fiul lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Și într-o zi o să stau eu și o să judec, o să te judec pe tine, ca fa. Și asta a fost prea mult, a fost prea de tot pentru Caiafa. Dacă vă uitați în Daniel 7 cu 13, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat a spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să -i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Iisus i-a spus, Caiafa, go back to the scripture. Eu sunt acela. Eu sunt acela. Asta este Isus Hristos. De asta suntem aici, pentru că noi credem în acest Isus. Și Caiafa își rupe hainele. Știți ce înseamnă aia? Înseamnă o durere, o supărare mare. Aș vrea să o întreb. Era supărat că ea Nu. În interiorul lui, exaltat de bucurie, We got him. L-am prins. uite că a spus! Și stai poate acum și te gândești și m-am gândit și eu, domnule, cum poate un om care cunoștea Biblia pe de rost? Mulți spun că mulți din Sinedriu cunoșteau Vechiul Testament by heart. Cum poate cineva care cunoaște Biblia să ia asemenea decizie? Și cineva spunea că oamenii religioși știu așa de mult despre Dumnezeu încât nu mai au nevoie de Dumnezeu. Asta este capcana pentru fiecare din noi. Oameni religioși care știu așa de mult despre Dumnezeu încât nu mai au nevoie de Dumnezeu. Și ca ea decizia. Iisus îi spune, astăzi tu ești judecător, dar va veni vremea în care eu voi sta pe tron. Și Caiafa pune o întrebare care vă pun și eu în această dimineață pentru toți. Ce credeți? Ce credeți? Este Isus vinovat sau Isus este nevinovat? Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Și dacă vă uitați bine, numărul 5, am spus un verdict corect. Cum adică, frate Crinșor, de ce este corect? Aș vrea să spun de ce verdictul acesta este corect. Verdictul este corect pentru că Isus a spus adevărul. Isus s-a făcut vinovat că este Fiul lui Dumnezeu. Isus s-a făcut vinovat pentru că a luat păcatele mele și ale tale asupra Lui. Isus s-a făcut vinovat pentru că n-a răspuns celor care l acuzau, celor care îl scuipau. Ultimele versete spun că l-au scuipat, l-au lovit cu pumnii au scuipat fața lui Dumnezeu și au spus, prorocește-ne cine te a lovit. A fost vinovat. Vinovăția lui este că a venit din cer jos pe pământ ca să mă răscumpere pe mine, ca să te răscumpere pe tine. Asta e vinovăția lui. Dar a fost nevinovat de ceea ce ei l-au acuzat. Însă a luat vinovăția aceasta asupra Lui pentru mine și pentru tine. Și dacă noi am fi fost jurors atunci, dacă noi am fi fost jurații care trebuia să luăm decizia, am spune următoarele cuvinte. We the jury find Jesus the defendant guilty of our crimes. Noi jurații îl găsim pe Iisus vinovat de crimele noastre, de păcatele noastre. Asta este vinovăția lui Isus. Că a luat asupra lui păcatul meu și păcatul tău. În concluzia acestui mesaj, sunt multe lucruri pe care le învățăm, chiar din acest text care ni se pare oarecum de nebăgat în seamă. Unele concluzii practice. Să nu avem idei preconcepute despre Isus sau despre oameni. Despre pocăiți, dacă vreți, nu? Să avem grijă cu cine ne sfătuim. Dacă întotdeauna cei din cercul nostru ne, ne dă dreptate, atunci ar putea să fim un pericol. 3. Să avem grijă să nu ne lăsăm manipulați de cei care, deși se pretind religioși, sunt doar politicieni abili. Caiafa a știut cum să-i manipuleze pe oamenii ăia și toți au spus, este vinovat. Patru. Să fim atenți să nu răstălmăcim cuvântul lui Dumnezeu sau al oamenilor Devenind astfel martori mincinoși. Cinci. Să nu luăm decizii în febra momentului, așa cum au luat cei din Sinedriu. Dar toate aceste concluzii pălesc în fața concluziei cele mai importante pe care vreau să o trag în această dimineață. Răspunsul la întrebarea: Ce credeți? Ce crezi? despre ceea ce Iisus Hristos a afirmat. Și astăzi, prin simplu fapt că stai la masă cu Domnul Iisus Hristos, prin simplu fapt că te vei împărtăși cu pâinea și cu rodul viței, tu de fapt proclamezi ceea ce crezi. Eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele mele. Ce crezi? Ce crezi? Dar mai imaginează-ți ceva. Că în locul lui Isus ești tu. Că tu ești acolo. Deși te-ai străduit să trăiești o viață curată, totuși se construiește un caz împotriva ta. Prosecutorul, procurorul te atacă cu viclășug. Și nu mai poți dormi noaptea te învârți în pat și în sfârșit vine ziua cea mare. Ziua în care trebuie să-ți se dea verdictul și știi că s-ar putea să fi închis pe viață. Și se ridică jurații sus și judecătorul întreabă, aveți un verdict? Da, avem un verdict. Și purtătorul de cuvânt al jurului Vin în față și spun următorul lucru. Imaginez că eu sunt pe bancă, în boxa acuzațiilor. We, the jurors, find the defendant, Crinisor Stefan, not guilty by the reason of Jesus. În această dimineață, un juriu invizibil, se ridică și spune în dreptul tău, noi jurații găsim pe Ion, pe George, nevinovat, datorită lui Iisus, binecuvântat să fie în numele Lui. Și aș vrea să spun ceva. Aș vrea să spun ceva. Eu am primit un bilet acum, în timp ce predicam. Un bilet care ne arată încă o dată cât de scurtă este viața. Soracuța Mocanu. s-a dus la Domnul. Toți să știm pe sora Cuța. Nu vreau să sperie pe nimeni. Dar vreau să spun că va veni o zi în care vom sta fiecare în fața lui Dumnezeu. O zi în care vei sta în fața lui. Și ziua asta poate să fie astăzi, poate să fie mâine. Cum te va găsi judecătorul suprem? Cum te va găsi pregătit sau nepregătit? Ce crezi? Ce crezi, dragul meu? Când l-au judecat pe Domnul meu. S-a comis o mare nedreptate. El a fost condamnat la moarte pentru ca eu și tu să trăiești când l-au judecat pe Domnul meu. Am primit eliberare, am primit pace, am primit viață veșnică. Și chiar dacă mă voi duce din lumea aceasta, mă duc cu privirea sus. Căci Dumnezeu m-a eliberat și am libertate în El. Și astăzi pot să stau la masă împreună cu El. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți să facem o rugăciune în care să mergem înaintea Domnului și să să-i spunem, Doamne, Doamne, ai milă de mine, Doamne. Doamne, iartă-mă, iartă-mă orice păcat, Doamne. Și, Doamne, mai mult decât orice, îți mulțumesc că ce ai fost cuipat, bagiocorit, că ce ai răbdat crucea pentru mine. Ne rugăm cu toții, Domnului.